Acest program vă este oferit de Superbet. Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Exclusiv Dinamo. E miercuri, e ziua Dinamo, așa cum v-am promis astăzi încă din promo emisiunii. Revenim în direct. Revenim în direct cu un invitat important, un invitat care în ultimii ani face parte din istoria lui Dinamo, în ce se întâmplă la Dinamo, pot să spun chiar și din punct de vedere sportiv, dacă este clar din punct de vedere judiciar. Merg mai departe, nu mă mai lungesc. Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar RTZ. Bună seara, domnule Zăvăleanu, și vă mulțumesc frumos că ați revenit la noi în studio. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Să știți că îmi face o deosebită onoare să fiu parte din istoria lui Dinamo. Ați spus-o de mai multe ori și vreau să vă spun că veniți la noi în emisiune. Cred că sunteți, ați fost și prin intermediul internetului și aici în studio, așa trimestrial, cum sunt și aceste parcele în reorganizarea judiciară de la Dinamo. Vin și avem despre invitați. Ce să discutăm. Vin cum mă invitați. Nu? De obicei aveți ce să spuneți. Știți că în noiembrie, ultima oară, am avut o emisiune interesantă. Ce faceți dumneavoastră acum când toți suporterii au pe buze următoarea întrebare? Când iese Dinamo din insolvență? Da, am mai răspuns la întrebarea aceasta în două, trei rânduri și nu mi-a plăcut că răspunsurile mele au fost foarte trunchiate și au fost ceva de genul: domne, a zis Zăvăleanu că în iunie se iese din insolvență. Nu, eu am spus că este fezabil să ieșim în iunie din insolvență sau undeva la jumătatea anului, mă rog, dar nu am spus-o cu certitudine. Eu sper, toată lumea își dorește, dar depindem de anumiți factori, de îndeplinirea anumitor condiții și după aceasta vom vedea cum ieșim. Dar, în principiu, la cum stă Dinamo financiar astăzi, raportat la forța acționarilor din spatele clubului, există premize de ieșire din insolvență și n-am nicio îndoială că această procedură de insolvență se va termina foarte repede, nu atunci când este prevăzut în planul de reorganizare. Ați spus că au fost, într-adevăr, să știți că declarațiile dumneavoastră, am văzut și eu în presă, în primul rând, sunt mai greu de tradus de colegi, iar procesul nu este cunoscut de toată lumea și o să vreau să-i rog pe prietenii noștri, așa cum v-am promis, suntem live, o să vă rog să veniți cu întrebări, o să încerc să sortez din ele și vreau foarte multe întrebări din partea voastră să le transmit mai departe domnului Răzvan Zăvăleanu. Mă întorc la insolvență și pentru a ieși din insolvență, pentru că începem direct așa cu această întrebare de grad zero, ce sumă are nevoie? Știu că nu vă place să discutați de sume. Dacă nu știți că nu-mi place, nu mă întrebați, că știți că nu răspund. Bine, pe sume. E mare, e mică? Da. Spun eu atunci, pentru că am încercat să mă documentez și am făcut așa astăzi, am stat să... În spatele lui Dinamo stă astăzi o forță financiară puternică, e vorba de cei de la Renovatio, și nu avem niciun fel de emoții referitor la o pretinsă imposibilitate de a plăti suma respectivă oricum. Deci eu cred că această sumă se poate plăti cu un singur efort, fără niciun fel de probleme. O să spun eu, deci la o socoteală, în momentul de față Dinamo are de achitat un singur creditor. Îi spunem ANAF-ul, nu-i luăm direct. Acolo, din ce am consultat, este vorba de 820-830 de mii de euro. Mai sunt datorii curente, făcute, am văzut, în valoare de undeva la 300 de mii de euro, 320-340 de mii de euro. Și mai este o chestiune pe care... Cum este cu onorariul de succes al RTZ-ului, mă interesează, când trebuie plătit? Înainte sau poate fi plătit după? Aici vorbim de onorariul de succes votat de creditori în 2021, aprobat de Tribunalul București, de 250.000 de euro. Dacă este votat și aprobat în cadrul procedurii, trebuie plătit în cadrul procedurii. Deci în cadrul procedurii sunt și adeci, la o socoteală suntem undeva la 1,5 milioane de... Nu cred că suntem așa de sus. Sau puțin mai jos. Mai jos, evident. Avem 800 cu 300 datoriile curente și cu, da, 1,2-1,3. Repet, nu este un lucru
care nu se poate rezolva repede de către actualul acționariat. Este o sumă mare din experiența dumneavoastră în momentul ăsta în care vorbim. Să spunem că avem un plan de reorganizare aprobat în septembrie, pe 4 septembrie anul trecut. Din experiența dumneavoastră, este o sumă mare pentru a ieși din insolvență o societate sau este o sumă acceptabilă, mică? Ce puteți să ne spuneți? Mă întrebați referitor la Dinamo sau referitor la alte societăți? Pentru referitor că, și la alte societăți și la Dinamo. Lucrurile sunt diferite de la societate la societate pentru că sunt societăți unde această sumă este imensă, sunt societăți unde această sumă nu înseamnă aproape nimic, dar cert este că mă raportez la investițiile făcute de către Renovatio în Dinamo în ultima perioadă de timp, care sunt majore și, repet, n-am niciun motiv să mă îndoiesc că această sumă nu poate fi plătită foarte repede. Depinde mai mult de îndeplinirea celorlalte condiții formale, ieșirea din insolvență, decât de această plată. Noi așteptăm rezolvarea în apel a litigiului cu domnul Rednic, așteptăm să vedem dacă Fabrini sau, mă rog, avocata lui vor face apel la hotărârea de la fond. Deci lucrurile astea două ar fi și sper să nu se mai întâmple nimic așa neașteptat care să ne poată obstrucționa ieșirea din insolvență. M-ați trimis spre următorul subiect. Am vorbit de domnul Redi și de litigiu. Avem o creanță, nu este o creanță, că este făcută după ce a început perioada de insolvență, de reorganizare judiciară, o sumă de 32.000 de euro. Vă întreb direct, este aici orgoliul RTZ, pentru că a existat un meci, există un meci, am avut și declarațiile domnului Rednic, sau pur și simplu acest, să-i spunem, acest proces, îi spunem direct, poate fi achitat, poate fi exista o înțelegere și să scape, că ajungem și la Fabrini, după aia să scape societatea de acești bani. Asta este întrebarea. Este un orgoliu al RTZ? În primul rând aș spune că nu este vorba despre o creanță, era vorba despre o creanță dacă erau niște bani datorați. Ideea este tocmai aceasta, este vorba despre o sumă care se cere pentru perioada de după încetarea contractului domnului Rednic. Nu cred că Dinamo trebuie să plătească. Pe de altă parte, știți foarte bine că dacă a fost vorba de un euro la Dinamo sau de un milion de euro, ne-am luptat la fel de mult ca Dinamo să nu plătească niciun fel de sumă necuvenită. Nu știu de ce ar trebui plătit. Evident, asta e o chestie care, la un moment dat, poate să se încheie într-o discuție între acționari și domnul Rednic. Dar câtă vreme noi suntem aici într-o poziție oficială, unde suntem datori să apărăm finanțele acestui club, noi vom merge până la capăt cu ceea ce este legal să facem. Nu e vorba de niciun orgoliu, că eu v-am mai spus dumneavoastră, n-am orgolii când vine vorba despre Dinamo. Și nu cred că o să stea această creanță în calea încheierii procedurii de insolvență. Dar, odată cu încetarea contractului domnului Rednic, i-am plătit de îndată toate sumele datorate la vremea respectivă, așa că dumnealui pentru ce a muncit și-a primit banii. Pentru ce a fost după, nu cred că este corect să-i primească. Domnul Rednic merge în instanță pentru o clauză în oglindă care spune că în cazul în care domnul Rednic pleacă înainte de finalul, vorbim de un contract între Dinamo și Mircea Rednic. Dacă domnul Rednic pleacă înainte de terminarea, de scadența contractului, clubul este obligat să-i plătească 4 salarii compensatorii. Omiteți faptul că există o excepție. Domnul Rednic nu se mai afla în obiectivul stabilit împreună referitor la Cupa României. Și exista o clauză potrivit căreia puteam să desfacem unilateral contractul fără despăgubiri dacă nu mai era în obiectiv. Vă mai întreb ceva. Dușan Urin, care a primit bani, cred că vorbim de 13.000 de euro, dacă nu mă înșel, a primit bani pe o lună pe care n-a muncit-o. Și țin minte că atunci a existat și cu Dușan Urin au existat termene în fața judecătorului sindic. Până la urmă Dușan Urin își primește banii și pe acea lună nemuncită. Dumneavoastră știți că și a primit de la Dinamo? De unde și a primit? Păi de la Dinamo nu și a primit în niciun caz. Situațiile sunt oarecum similare, nu le tratăm diferit. Nu e vorba de Rednic sau de Urin, este vorba de lege. Și câtă vreme, din punctul de vedere al legii insolvenței, cel puțin, au fost servicii neefectuate, nu avem de ce să le plătim. Dacă acționarii s-au înțeles
în paralel cu domnul Urin, este o altă discuție, dar n-are de-a face cu Dinamo. Deci clar nu a semnat, nu și-a primit banii Dușan Urin din Dinamo și i-a primit de la terț, adică de la acționari. Din câte mi-aduc aminte, da. Cine ar fi putut să-i dea. Trecem la Fabbrini. Am scris, am urmărit procesele, am mers. Ultima bătălie, ultima luptă cu Diego Fabbrini este la ICCJ, unde pierde din nou Diego Fabbrini, pentru că are mai multe spețe deschise. Trebuie să le spun prietenilor noștri că tot așa a fost propagată știrea că gata, Dinamo a scăpat de Fabbrini. Nu, Dinamo nu a scăpat încă de Fabbrini. Fabbrini mai are o cale de atac pentru a contestat tabelul definitiv al creanțelor. Da. A pierdut pe fond. În momentul de față se așteaptă aici, e o chestiune de pierdere de timp din punctul meu de vedere, pentru că administratorul, judecătorul sindic, nu a publicat în BPI până acum soluția ce trebuia să publice pentru ca Fabbrini să facă în termen de 7 zile sau să nu facă această contestație. Și a trecut ceva timp. Sincer, nu știu că sunt luni. Da, hotărârea a fost emisă, doar n-a fost publicată. Nu știu din ce motiv, dar probabil că va fi publicată în scurt timp. Într-adevăr, după astăzi am văzut la colegii noștri de la știri din Sport pe Surse, o declarație a lui Fabbrini care spune că va merge până în pânzele albe. Până acum avocatul lui a mers până în pânzele albe, ajungând la ICCJ. Ca timp, ce înseamnă asta, domnule Zăvăleanu? Nu, n-am niciun fel de idee. Eu sper ca judecătorul de la Curtea de Apel, care va fi împuternicit să rezolve acest dosar, să ne pună un termen cât mai rapid. Dar știți foarte bine că nu există un control din punctul ăsta de vedere, depinde de încărcarea instanțelor și așteptăm și noi să vedem dacă se face apel și care va fi termenul pe care îl vom primi. Credeți că o să facă apel, din ce ați văzut? Eu cred că o să facă apel și o să meargă până la urmă. Lucrurile până acum va face apel. Dumneavoastră ați urmărit foarte bine cazul și, din păcate, trebuie să spun că s-au făcut de râs continuu. Știți bine că am mai avut discuția asta și că am spus cu toată certitudinea că nu cred să poată avea vreun succes, cel puțin din punct de vedere legal, dar totuși au încercat pe toate căile să împiedice cursul firesc al procedurii. Nici acum nu ne găsim într-o altă situație. Mai bine ar pune pușca jos și și-ar vedea de treabă, pentru că n-au niciun fel de temeiuri obiective ca să meargă mai departe. Dialogul acum, acuzele din partea avocatului lui Diego Fabbrini au fost, din punctul meu de vedere, foarte grave. Și vă citesc ultima intervenție în fața instanței, cred că e din luna martie, acum de la început sau sfârșitul lunii februarie. La fel, lucruri foarte, foarte grave. Judecătorul sindic nu își exercită atribuțiile prevăzute în mod imperativ de lege și din discuții, din oficiu, aspecte de ordine publică necesare aflării adevărului. Și spune chiar la un moment dat că constituiți RTZ, APCH și CS Dinamo București, nu știu ce treabă are, un grup infracțional în scopul fraudării. Eu am auzit. Nu v-ați gândit să cereți sancționarea avocatului pentru că sunt... Am luat în discuție și chestia asta, dar cred că ne pierdem timpul. Degeaba, n-are niciun rost. Doamna avocat a zis și că Asociația Suporterilor este o structură secretă a Ministerului de Interne. Să mă ierte Dumnezeu, dar lucrurile astea te fac să râzi și să plângi în același timp, pentru că sunt toate în afara realității, dar dumneavoastră ați fost participant pe la termene și ați văzut cum se pune problema și aplombul ăsta pe care îl regăsim prin declarații nu mai e același în fața instanțelor de judecată, unde trebuie să spui concret lucrurilor pe nume și să susții cu niște texte de lege afirmațiile. Repet, domnule Zăvăleanu, sunt lucruri menționate în scris în fața instanței și, din punctul meu de vedere, grave. Adevărate, neadevărate, de exemplu, nici eu nu văd legătura între APCH și Clubul Sportiv Dinamo, decât printr-un proces pe care o să-l mai discutăm, îl discutăm în emisiune, acea cerere de dizolvare pe care a formulat-o Dorin Șerdan, dar ajunge și acolo unde RTZ-ul este intervenient. Da. Lucrurile altceva nu sunt... eu nu văd. Sau că galeria Dinamo, Peluza Cătălin Hăldan, merge să susțină anumite secții ale clubului sportiv lucrurile nu Dinamo. Sunt serioase. Și mai există o discuție. Da, lucrurile nu sunt serioase și nu merită băgate în seamă. Eu am mai dat așa câte o replică, recunosc câteodată doar ca să mă distrez, dar
Nu este cazul să continuăm prea tare cu povestea asta. S-a creat o publicitate inutilă în jurul doamnei avocat, o publicitate pe care nu o merită și aș vrea să ne oprim aici pentru că nu are niciun sens în întreaga discuție referitoare la Dinamo toată treaba asta. Doar ne încurcă așa un puțin un... Asta este întrebarea. Da, un țânțar care bâzie și care la un moment dat o să dispară din schemă, dar nu pot să vă zic, să vă dau un răspuns, pentru că nu mă pot pune în locul instanței de judecată și să vă spun, da, în aprilie sau în mai vom fi terminat procesul cu Fabbrini. Da, nu are mare relevanță, îl vom termina și cu certitudine favorabil pentru Dinamo. Există posibilitatea că în timp ce lăsăm să se deruleze aceste procese, RTZ împreună cu acționarul principal, care în momentul de față vine cu aport de capital, singurul din SECE Dinamo 1948, vorba de Reden White, să se construiască în timp acești pași pentru o ieșire din insolvență cât mai rapid, în momentul în care e clar procesul cu Fabbrini trebuie închis. Aceasta, da. Dacă această ultimă speță pe care o mai are, trebuie, fără ăla nu poți, pentru că dacă ar fi să câștige Fabbrini acolo, s-ar schimba totul și spun nu numai în insolvența la Dinamo, s-ar putea să se schimbe în fotbalul românesc și chiar în sportul românesc. Pentru că? Pentru că sunt aceste contracte ale jucătorilor, dacă jucătorii vor fi trecuți ca salariați, ceea ce cere printr-o solicitare avocata lui domnul Fabris, lucrurile se schimbă, de asta spun. Să știți, e cu bătaie lungă. Au încercat și alții. Da, jurisprudența este diversă, n-are rost să intrăm în discuții pe fondul acestei probleme, dar cert este că avocata domnului Fabbrini oricum s-a trezit destul de târziu. Ceea ce vreau să spun este că dacă ne vom găsi cumva în situația ca Dinamo să sufere prejudicii din cauza acestor cauze duse cu rea credință, există și remedii legale, adică poate și Dinamo să declanșeze niște procese pentru obținerea de despăgubiri. Și doamna ar trebui să fie atentă pentru că lucrează în numele jucătorului, iar despăgubirile, dacă va fi cazul, vor fi plătite de jucător. Și vă spun că nu ne jucăm cu lucrurile astea, adică dacă vorbim despre o pretinsă ieșire din insolvență mai devreme sau mai târziu, care ar afecta posibilitatea lui Dinamo de a juca, Doamne ajută, în cupele europene și nu va putea face acest lucru din cauza acestei cauze conduse, repet, cu rea credință, atunci probabil că se vor demara niște procese pentru obținerea de prejudicii care nu au cum să fie mici. Eu văd că lumea se joacă, dar probabil că n-ar fi cazul. Am arătat că nu vorbim degeaba, că atunci când discutăm despre niște litigii știm despre ce vorbim și știți foarte bine că am avut o viziune obiectivă asupra numeroaselor litigii pe care le-am avut la Dinamo de când a început insolvența și, prin urmare, cred eu că judecăm corect și acest litigiu cu Fabbrini, că Dinamo va avea câștig de cauză și că toate aceste încercări de a întârzia tot ceea ce se întâmplă la Dinamo pot fi pedepsite la un moment dat. Mihai 94, am spus, vreau să iau cât mai multe întrebări, încerc să le sortez, sunt atent și la domnul Zăvăleanu, poate mi se deschide un alt subiect din răspunsurile dânsului. Sunt atent la ce scrieți și voi și sortez. Care este data până când Dinamo va trebui să iasă din insolvență pentru a putea evolua în sezonul 2025-2026 în competițiile europene? Am trecut la întrebările de natură sportivă, unde nu neapărat aș vrea să discutăm. Acum, e importantă întrebarea asta. Da, e importantă întrebarea. Și exact, era următoare. De asta v-am întrebat de Fabbrini și cât se poate lungi. Da, am înțeles că până la începerea campionatului anterior trebuie să fie ieșită din insolvență. Eu am mai spus-o în cazul CFR-ului, mi-amintesc, în 2017. A fost o presiune mare să fie închisă procedura insolvenței până la 31 mai. Acum mi se spune însă că nu până la 31 mai, că ar trebui până la începerea campionatului următor. Dar nu este un răspuns pe care vi-l dau cu exactitate, pentru că nu am studiat regulamentul din punctul ăsta de vedere. L-am tot căutat și eu răspunsul cu exactitate și am aflat unde că este vorba de luna iunie. Dacă până atunci Dinamo nu iese din SECE Dinamo 48, nu iese din insolvență, se mai pierde un an și ar urma să joace undeva în 2026-2027. La fel sunt regulamentele Federației Române de Fotbal, care acum, în cazul nostru, cred că trebuie, este obligat să fie corelat cu cel UEFA, în care e foarte greu să caut de două săptămâni răspunsul ăsta. Nu m-am încumetat
să scriu însă un articol, pentru că nu am găsit cu exactitate. Vedeți cum sunt oamenii. Acum 3 săptămâni ne-am fi bucurat să știm că ajungem pe locurile de baraj. Acum 2 săptămâni a început să ne încolțească ideea că am putea să rămânem în prima ligă fără baraj și peste încă o săptămână ne gândim la cupele europene. Asta e un lucru bun. Doamne ajută să fie așa, n-aș pune căruța înaintea cailor. Haideți să rezolvăm pas cu pas toate problemele așa cum de altfel le-am rezolvat din iunie 2021 până astăzi și să lăsăm lucrurile să evolueze, pentru că o instanță care stabilește un termen în procesul cu Fabrini e prea puțin interesată de momentul la care Dinamo ar trebui să iasă din insolvență. Corect. Ca să joace în cupele europene. Și deocamdată drumul ăsta al legii primează față de dorințele noastre de suporteri și orice am vrea noi și oricum ar fi, suntem condiționați de diverse lucruri cărora nu, pe care nu neapărat le putem controla. Vă dau o declarație a acționarului Andrei Nicolescu și administratorului special cu care lucrați. Dinamo vrea să atace play-off-ul sezonul viitor. Dacă vrei să ataci play-off-ul, e clar că ai și pretenția să joci în cupele europene. Este o chestiune logică. De asta vă întreb și eu. Da, e foarte bine. Eu am trecut prin 2 baraje care m-au albit la propriu și nu-mi doresc să trec prin al treilea baraj. Ăsta e primul lucru la care mă gândesc. Și Doamne ajută să tragă la play-off și la campionat sezonul viitor. Dar astăzi e puțin prematur să discutăm despre lucrurile. Credeți că s-a grăbit cu acest... Nu, pentru că drumul lui Dinamo din ultima perioadă ne dă speranțe să credem. Dar vorbim despre fotbal, vorbim despre sport. Niciodată nu poți crede că după ce ai pus ultima cărămidă și ai dat ultima bidinea, ai închis ușa și ai zis asta e construcția pe care am făcut-o, nu? La sport totul se petrece așa cumva sisific, o luăm de la capăt în fiecare sezon și încercăm să construim să fie din ce în ce mai bine. Dar certitudini nu există și aici frumusețea sportului, că tot timpul pot apărea surprize. 29 aprilie, dragi prieteni, termen în procesul cu Mircea Rednic. L-am întrebat pe domnul Zăvăleanu dacă este o chestiune de orgoliu. Mi-a spus că nu este vorba de orgoliu când vine vorba de Dinamo, însă declarațiile domnului Rednic, le știți, le mai citesc, n-are rost să le citesc. Le cunosc, v-au bineînțeles. Atacat puțin orgoliu, domnule Zăvăleanu. Nu, nici vorbă de așa ceva. Sunt destul de dure, la fel cum sunt. Da, da. Nu la fel de dure ca... Mircea face aceste declarații tot timpul în preajma meciurilor cu Dinamo. Păi de ce credeți asta? Păi eu cred că încearcă să pună orice fel de presiune poate pune pentru a câștiga. Asta a fost după meci când pierduse. E, da, a mai fost și înainte de meci. Eu vă întreb de ce a fost după. Am fost la conferința de presă, să știți că am avut toiagul prin gard. L-am întrebat în primul rând de proces pe domnul Mircea Rednic și de acolo discuția a fost deschisă spre dumneavoastră, care citeți, luați un salariu și nu ați avea interesul ca echipa să iasă din insolvență, pentru că firma dumneavoastră câștigă. Păi nu știu, dar declarațiile au fost puțin așa contradictorii, pentru că la un moment dat, întrebat fiind dacă e singurul care a dat bani la Dinamo și chiar aș vrea să-mi clarific dacă ăia 500 de mii despre care vorbea sunt o sumă pe care pretinde că a dat-o în mandatul nostru, pentru că n-ar fi real. Nu știu, o fi dat altă dată. În mandatul nostru n-a dat nimic. Deci în 2021 vară nu a dat absolut nimic din acești bani pe care pretinde că i-a dat. Păi vorbeam, înțeles, de 500 de mii de euro. Nu, este, trebuie să apară dacă era un insolvent. Este exclus așa ceva. Și întrebat fiind dacă e singurul care a dat bani, a zis că a mai dat și Zăvăleanu, dar ăsta avea interes să salveze Dinamo ca să-și ia banii. Acum să ne hotărâm. Era o investiție. Aveam interes să salvăm Dinamo sau aveam interes să nu salvăm Dinamo? Până la urmă, sunt așa niște discuții inutile, pentru că domnul Rednic este ultima persoană care poate vorbi despre onorariul nostru la Dinamo. Acesta a fost stabilit de către creditori, a fost confirmat de judecătorul sindic, a rămas cu putere de lege în vigoare și că este mic sau mare, ni-l merităm cu prisosință. Gândiți-vă doar la perioada în care, după retrogradare, ni se spunea așa în fiecare zi că Dinamo intră în faliment, Dinamo nu va mai exista și așa mai departe. Și eu cred că am venit și le-am dat încredere suporterilor și le-am zis că nu va fi așa și că vom face tot ce ține de noi să nu fie așa. Și am făcut-o. Și cred că la deschiderea procedurii sau la vremea retrogradării,
Oricine ne-ar fi dat poate de 10 ori mai mult, mai mare onorariu ca să fie sigur că Dinamo supraviețuiește. Nu avem un onorariu așa de mare la Dinamo, de altfel domnul Rednic greșește sumele, deși îi spune că le știe cu certitudine. Dar, repet, oricâți bani ar fi, îi merităm cu prisosință și, așa cum ați spus, vrând sau nevrând, vom face parte din istoria lui Dinamo pentru că am contribuit decisiv la salvarea acestui club. Chiar și când PCH-ul nu avea bani să susțină activitatea, au avut tot timpul în spate RTZ și au avut certitudinea că în orice moment, dacă este nevoie, noi venim și sprijinim clubul. Și cum necum, așa acumulat în diverse perioade de timp, am sprijinit cu aproximativ 700.000 de euro. Lucru pe care nu știu să-l mai fi făcut vreo altă persoană individuală în ultima foarte lungă perioadă de timp. Așa că... Am o întrebare de la un suporter, domnule Zăvărean. Dacă n-ați terminat, vă rog să terminați ideea, da. Și după aia, că se leagă foarte bine, v-am zis, sunt atent cu un ochi pe chat, că e foarte important. Este domnul Zăvăleanu interesat să continue la Dinamo ca acționar, eventual în Red and White, după ieșirea clubului din insolvență? Cred că ar fi mai sănătos în SC Dinamo S48. V-ați gândit vreodată, domnule Zăvăleanu, la varianta asta? Nu neapărat că m-am gândit, dar... O acțiune simbolică în darul amintirii, nu știu cum să formulez această întrebare. Acum, dumneavoastră, știți că noi suntem aici ca profesioniști și am mai fost și la alte echipe de fotbal. Dar, calitatea... sentimental... Da, calitatea de acționar... Fost implicat. Da, am fost foarte implicat, dar să știți că foarte implicați am fost și la CFR și oriunde am fost. E adevărat, Dinamo fiind un brand atât de mare și istoric și o echipă cu care am crescut, care a avut mari performanțe în perioada copilăriei mele, ne-am dat foarte tare interesul să nu dispară. Adică am văzut că lucrul ăsta și ca pe o chestiune de obligativitate morală față de o valoare națională. De asta am făcut lucrul ăsta în principal. Să ai o acțiune la un club presupune că intri într-o stare de conflict în situația în care ai dori să mai manageriezi proceduri de insolvență în altă parte. Au fost diverse discuții așa din când în când în care câte unul altul ne mai propuneau să facem lucrul ăsta și să intrăm la Dinamo. Astăzi focusul nostru este doar pe ieșirea din insolvență și nu ne putem gândi la așa ceva. Urmează ca viitorul să decidă, dar astăzi nu există o astfel de discuție pe tapet. Nu aveți acest gând. Mi-ați spus de acțiuni ce înseamnă și o să vreau să vă întreb de acest proces. APCH, care este un acționar important pentru SC Dinamo S48 în realitatea clubului, societății, da, în ultimii ani, APCH a semnat că renunță la cele două creanțe pe care le are ca beneficiar al cauzei de preferință și, da, creanța curentă, în total să fie 5, vreo 10 milioane de lei și va veni după ieșirea din insolvență sau au mandatat acest lucru, va fi transformată în acțiuni. Care este procesul? Pentru că l-am întrebat și pe domnul Dan Gătăianțu, directorul financiar al Red and White. Dinamo are 41 de milioane de lei, sunt bani prinși în societate. E o sumă foarte, foarte mare. Cum se poate face această majorare de capital social? Cum se poate face această majorare de capital social? Ați încercat o astfel, da, de, în primul plan de reorganizare, respins de judecătorul. Prima modificare. Prima modificare, da, judecătorul sindic. Credeți că este posibil pe acest capital social mare de 41 de milioane de lei? Mai e loc de așa ceva? Știți ceva în acest sens? Pentru că acea hârtie este făcută și prin RTZ, prin care APCH renunță la cele două creanțe în insolvență. Renunță pentru că era nevoie ca noi să ne putem așeza planul în condiții realiste. Dacă trebuia să dai acești bani înapoi către organizația suporterilor, probabil că era mult mai greu să ieși din insolvență. Da, operațiunea este exact aceea pe care noi am... Denominarea acțiunii, exact, micșorarea capitalului social, exact, care altfel capital nu se social, poate face. Care capital social oricum astăzi nu mai corespunde realității din teren. Este mult prea mare față de activul societății și va trebui redus. Aceasta este operațiunea. Noi nu vom mai fi la Dinamo în momentul în care această operațiune se va realiza, dar nu văd niciun impediment să se realizeze. Oricum, și acum am o frustrare legată de respingerea acelei modificări de plan,
Pentru că, nu numai din punctul meu de vedere, dar și al altor specialiști care cunosc foarte bine legea insolvenței, de fapt nu a existat niciun motiv real de respingere pe motivele respective. Nu știu ce s-a întâmplat acolo și de ce a fost respins. Acum, câtă vreme Dinamo e bine și noi suntem bine, dar la vremea respectivă a fost o lovitură dură pe care am încasat-o, deși nu ne așteptam nicicum ca din punct de vedere juridic să avem o astfel de problemă. Credeți în aceste două, să le spun, entități, Clubul Sportiv Dinamo, acționar în SC Dinamo 1948 SA? 100%. Și dacă credeți, pe ce vă bazați? 100%. Am fost promotorul ideii de... Asta ați venit cu ideea? Păi, cel puțin încă de la primele întâlniri pe care le-am avut cu domnul comandant Ionuț Popa, am discutat despre această situație, am discutat împreună cu domnul ministru de interne de la vremea respectivă. Evident, cine era? Domnul... Domnul Bode. Domnul Bode. Da. Evident că pentru echipa de fotbal o reașezare în matca firească alături de clubul mamă ar fi foarte importantă, pentru că s-ar evita tot felul de discuții care nu și-au rostul. Pentru mine, de exemplu, este foarte clar că dacă ne raliem principiilor FIFA și UEFA, echipa care este continuatoarea neîntreruptă a echipei de fotbal de dinainte de 1989, este proprietarul palmaresului. Deci, recte, Dinamo 1948. Dar ați văzut că există numeroase opinii, sunt unii care împart palmaresul în 3, în 2, în nu știu câte. Dar nu cred, domnule Zăvăleanu, că trebuie să avem discuția palmaresului în momentul de față, pentru că nu există niciun proces, nu s-a des palmaresul. Așa acolo este. Va fi sortat. În momentul de față există un statut care reglementează acea marcă cu cei doi câini, care este prin ACSFC Dinamo cedată cu drept de folosință exclusivă către SC Dinamo 1948 SA. Culori, există chiar și culoarea galbenă, alb, roșu, galben. Trecut niște înregistrări la OSIM, la fel prin ACSFC Dinamo, și acest parcurs al clubului sportiv din 48 prin ACSFC Dinamo, continuând cu SC Dinamo 1948 SA din 2005. Eu spun doar că nu vreau să existe discuții și nu vreau nici să văd o departajare a palmaresului între CS Dinamo și Dinamo 1948. Nu, palmaresul trebuie să fie unitar și continuu pentru echipa de fotbal de la 1948 și până astăzi. Ăsta este unul dintre motivele principale pentru care cred că aceste cluburi, într-o formă sau alta, trebuie reunite. Că CS Dinamo va intra în acționariatul Dinamo 48, asta cred eu că ar fi cea mai fericită variantă. Dar pot fi și alte variante. Ăsta e un argument. 2. CS Dinamo va fi proprietarul sau beneficiarul noului stadion. Este altceva ca Dinamo să joace pe propriul stadion și altceva să vină ca alte echipe pe care nu e cazul să le nominalizez și să plătească chirii și să fie la dispoziția administratorului arenei și așa mai departe. Practic așa și-ar plăti și acțiunile pe care le-ar primi prin acest Clubul Sportiv Dinamo? Cred că ar fi cea mai plauzibilă variantă. Să participe la o majorare de capital social. Clubul Sportiv Dinamo poate veni să participe material la... la această dreptul de folosință asociere, al stadionului de către cu dreptul de folosire al stadionului sau al bazei sportive sau poate veni cu partea de copii și juniori. Se găsesc diverse refugii legale pentru a găsi o soluție în acest sens. Am discutat cu domnul Bode, a fost o discuție evident destul de scurtă, nu așa extinsă, pentru că dumnealui avea lucruri foarte importante de făcut, dar am discutat cu domnul comandant de foarte multe ori. Condiția care a fost pusă a fost aceea ca din 1948 să-și finalizeze problemele financiare, fiindcă urmând să intre într-un parteneriat, într-o asociere cu CS Dinamo, care este o entitate de stat, nu se putea să existe aceste probleme de natură financiară. Dar încet se rezolvă și eu sper că la ieșirea lui Dinamo 48 din insolvență va exista deja un draft de înțelegere clară care doar să fie pusă în practică odată cu ieșirea din insolvență. Și până la urmă, dar nu în cele din urmă, familia Dinamo ar trebui reîntregită și lucrul ăsta ar fi extraordinar și noi putem vedea
că suporterii Clubului Sportiv Dinamo sunt suporterii echipei de fotbal Dinamo 1948. Deci aici n-a existat niciodată o ruptură, așa cum s-a întâmplat la alte cluburi. Clar, și ținem foarte tare ca acest lucru să nici nu se întâmple. Iar Dinamo este, cred că și CFR Club, sunt cele două cluburi de tradiție fotbal românesc, care nu au avut întrerupere de acest fel. Lucrurile au continuat, am spus, Clubul Sportiv Dinamo, ACS FC Dinamo, SC Dinamo 1948. Și am avea în societate, dacă acest plan va fi pus, va avea loc, o SC Dinamo în care găsim Clubul Sportiv Dinamo, ACS FC Dinamo, dar aici o să avem și o steluță și o să vreau să vă întreb, și APCH, Asociația Peluza Cătălin Hâldan, deci și suporterii. Totul va fi într-o familie și din punct de vedere juridic. Dar dacă se face o majoritate de capital social, ACS FC Dinamo, Dinamo Badea, cum se spune, da, este denominată și alții acționari, pentru că Rede Noait are deja împrumuturi sortate și va participa. E clar, APCH, prin cele două creanțe, vine și participă. Clubul Sportiv Dinamo primește acțiuni prin, am spus, acel plan, dacă există, cu participațiunea cu stadionul. Ce se întâmplă? Că unii vor fi denominați, iar alții vor crește. Acum, oricine vrea să fie un acționar care joacă efectiv la Dinamo, va trebui să vină cu bani. Până la urmă, nu... E o regulă clară într-o societate comercială. Nu contează foarte mult că am 1% sau 7% sau 49%. Până la urmă, dacă vreau să fiu activ, pot să fiu, să vin cu bani. Dacă vreau doar ca o chestiune, cum să spun, așa, oarecum morală, să fiu unul dintre acționari, până la urmă nu-mi pasă dacă am 0,000 nu știu cât sau dacă am 49%. Important este că sunt acolo și sunt unul dintre acționarii lui Dinamo. Dar dacă vreau să fiu activ, un acționar jucător, ca să parafrazez o expresie celebră, atunci trebuie să vin cu bani. Nu cred că va fi asta o problemă pentru ceea ce se va întâmpla la Dinamo în continuare. Un an de Rede Noait. Ați fost la acea conferință de la Arcul de Triunf de la începutul lunii martie 2023. Cum vedeți ce s-a întâmplat în acest an de Rede Noait, raportat la pretențiile pe care le-ați avut la acel moment pe care le-am spus și ce se întâmplă astăzi? Acum, apariția celor de la Renovatio în structura Rede Noait, am mai spus-o, a fost un eveniment deosebit de important. Septembrie 2023. Ok. Și cred eu că oamenii ăștia și-au făcut datoria cu vârf și îndesat și au asumat niște lucruri foarte grele, dar nu are nimeni, nu le poate face niciun reproș și sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în acest moment. Cum ar fi fost fără Renovatio? Ar fi fost cel puțin extrem de greu, pentru că dumneavoastră știți foarte bine sumele care au fost virate de Renovatio și mai departe de Rede Noait și care au ajutat ca Dinamo să se afle astăzi în această situație care este oarecum favorabilă, cel puțin așa arată ultimele meciuri. Știți ce am urmărit apropo de procesul de insolvență și de ce a fost înainte de Renovatio și ce s-a întâmplat după Renovatio? Ați acceptat RTZ în postura administratorului judiciar, acceptă salariile unele salarii ale jucătorilor foarte mari. Da. Ce v-a făcut să acceptați, să semnați ceea ce nu ați semnat înainte? Și ați cerut garanții. Vi s-au oferit garanții? Ce s-a întâmplat? Odată e o chestiune. Sunt salarii de 15.000 de euro, de 10.000 de euro, salarii mai mari. Degeaba îmi spuneți ce salarii sunt, că mă prefac că nu știu și nu vorbim despre sume. Dar, odată, e o chestiune de încredere, pentru că Renovatio ne conferă această încredere prin investițiile majore pe care le-a făcut și, doi, evident că legal, din punctul de vedere al procedurii insolvenței, ne-am luat toate măsurile necesare, astfel încât să fim siguri că dacă la un moment dat sunt anumite sincope, nu Dinamo va fi entitatea care va suporta cheltuielile respective. Ce anume? Care sunt măsurile acestea, domnule Zăvălean? Nu pot să intru în amănunte, dar sunt măsuri care sunt consacrate în scris. Este o asumare în scris a acționarului că va plăti. Ceva de genul. Și ce se întâmplă dacă nu plătește? Dacă nu au mai fost alții care și-au asumat în scris și nu știu, cred că îi găsim într-un hotel din Malaga.
Acum, cameră dublă, n-o cu să, vedere la mare. Nu o să punem, n-o să punem semnul egalității între cei e clar, nici n-are cum. Eu v-am dat un exemplu din trist din istoria recentă. Tocmai de asta am zis că am căpătat o încredere pe măsură ce relația cu Renovatio s-a consolidat prin investiția unor sume foarte mari de bani în Dinamo. Acești oameni sunt niște oameni de afaceri, nu numai potenți, dar sunt niște oameni care și-au făcut afacerea muncind. Și nu sunt nebuni să arunce cu niște bani știind că mâine vor încheia și vor pierde totul. Deci din punctul ăsta de vedere nu am niciun fel de probleme și nu am niciun fel de griji. Eu cred că lucrurile vor merge în continuare așa cum au fost. Așa cum s-au investit până astăzi milioane de euro, va mai fi investită suma aia pentru ieșirea din insolvență și mai mult decât atât, am încrederea și certitudinea că cei de la Renovatio își doresc performanță la Dinamo și că după ieșirea din insolvență vor finanța corespunzător echipa pentru a se îndrepta către performanță. Ați fost la un moment dat în insolvența de la Dinamo, nu știu cum să spun, ați girat un program de rebranding cu anumite steme, că am discutat de dreptul de folosință al mărcii pe care o găsim aici a Dinamo, denumirea FC Dinamo, care aparțin ACS și sunt cedate cu titlu exclusiv către SC Dinamo de folosință. Credeți că Dinamo trebuie să se rebranduiască după ieșirea din insolvență și pe această nișă? Pentru că Dinamo într-o de față, SC Dinamo 1948, să nici nu vreau să pun pe ecran, cred că le am prin acele steme absolut odioase ale domnului Negoiță, le-ați găsit și le-ați și trecut în momentul în care ați făcut acea recenzie a bunurilor SC Dinamo 1948 sau cum este normal în procesul de insolvență. Da, am girat operațiunea respectivă, nu a fost condusă de noi, evident, pentru că nu suntem specialiști, dar la vremea respectivă se impunea această soluție. Cred eu că în noile condiții, când există fondurile suficiente, se poate discuta altfel, se poate angaja o companie de profil care să facă un rebranding foarte frumos pentru ceea ce înseamnă toată această marcă Dinamo. Deci da, cred că se impune o anumită înnoire după o perioadă destul de lungă de timp. Chiar mă uitam, ați văzut și la Federația Română de Fotbal s-a făcut acest rebranding și cred eu că s-a făcut cu succes și că proiectul inițiat are un rezultat frumos și cred că și la Dinamo se impune acest lucru la un moment dat. Pe 27 martie, ACSFC Dinamo are sunteți la curent, vă uitați, un proces important cu Administrația Finanțelor Publice. Ce s-ar întâmpla în cazul falimentului ACSFC Dinamo în societate și dacă SC Dinamo în acest caz ar trebui să intre pentru la o licitație pentru a obține, cum s-a întâmplat cazul Rapid, lichidatorul, gândim departe, e adevărat. Da. Rapid a cumpărat stema cu vulturul de la lichidatorul societății. Știți că cedarea folosinței acestei sigle este pe durată nedeterminată. Corect. În proprietatea oricărei persoane s-ar afla această siglă, acest contract va ființa în continuare. Deci nu contează că se schimbă proprietarul, fiindcă acesta va fi obligat să preia și această obligație asumată față de Dinamo 1948. Așa că mi-e greu să vă răspund astăzi la o întrebare dacă ar trebui să cumpere sau nu Dinamo 1948 această nudă proprietate, pentru că așa se numește, noi având uzufructul. E o chestiune care urmează să fie verificată și să se ia o decizie la vremea la care va fi cazul. Eu știu așa în linii mari ce se întâmplă în procesul de insolvență al echipei domnului Badea, dar nu pot să pretind că știu amănunte, că nu urmăresc chiar așa îndeaproape. Însă urmează să vedem ce se va întâmpla dacă această siglă va fi scoasă la vânzare vreodată, deși, din câte am văzut în planul de reorganizare, nu apărea ca fiind pusă în vânzare această siglă. V-ați împăcat cu domnul Badea. Am titrat înainte de sărbători pacea de la Computerland. Da. Pentru că nu puteți să-mi spuneți că nu ați fost într-o luptă, cel puțin în justiție, între RTZ și
computerele Nicolae Badea CSFC Dinamo. Nu, între RTZ niciodată, n-a fost nicio luptă cu nimeni. CSFC Dinamo reprezentată de RTZ. Asta da și... Până la urmă dreptul de semnătură este la RTZ. Dar n-a avut loc niciodată vreo ceartă cu domnul Badea. Dumnealui a fost supărat într-un anumit moment, mi-a explicat de ce a fost supărat. Eu înțeleg punctul de vedere. Pe de altă parte, nici dumnealui nu poate fi supărat pe noi, pentru că de la prima întâlnire pe care am avut-o, obiectivul pe care ni l-am propus împreună a fost acela de a salva Dinamo. Și nu ne-am mai uitat nici în stânga, nici în dreapta când ne-am îndreptat către acest obiectiv. Îmi pare rău dacă dumnealui s-a supărat. I-am spus și dumnealui, nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta, mai ales că este o persoană foarte inteligentă de la care înveți de câte ori o întâlnești și, sincer, am încercat să învăț câte ceva din abordarea dumnealui de la fiecare întâlnire. Eu îl apreciez din punctul ăsta de vedere. Dacă am considerat că interesele Dinamo 48 și ale domnului Badea se ciocnesc, nu am ezitat nicio secundă și am lucrat în favoarea intereselor Dinamo 48 și n-are de ce să fie supărat. Se ciocnesc acum interesele și am avut o inaugurare a unui magazin în mall în care se vând produse cu însemnele lui Dinamo, produse cu Cătălin Hâldan. Și în același timp am citit în raportul trimestrului nou de insol de o reorganizare judiciară, Dinamo, care nu are un magazin fizic, a vândut prin magazinul online între noiembrie și februarie de 153.160 de lei. Adică spuneți dumneavoastră că a vândut prea puțin. Dacă mă contraziceți dumneavoastră, eu spun că am vândut nu prea puțin, foarte puțin. Lucrurile trebuie să înceapă de undeva. SC Dinamo nu are un magazin fizic. Lucrurile trebuie să înceapă de undeva la un moment dat. Au fost atât de multe probleme la Dinamo în insolvență, care erau prioritare și de care depindea chiar supraviețuirea echipei, încât nu a fost o prioritate și acest magazin fizic, dar sunt convins că la un moment dat actualul management al Dinamo va face și acest pas și va încasa mult mai mult Dinamo din ceea ce se va vinde. Poate efectiv fi făcut acest magazin fizic și fără acceptul la CSFC Dinamo? Nu văd de ce nu, câtă vreme folosința acestor sigle este cedată. Scopul de comercializare, nu. Pentru că au fost întreb din experiențele din trecut, notificările pe care le-a primit fostul acționar majoritar pentru vânzarea de produse comerciale fără acceptul la CSFC Dinamo. Da, e o situație la care n-am fost martor și participant și nu vreau să discut despre ea. Părerea mea este că Dinamo poate vinde orice fel de obiecte cu însemnele, cu aceste însemne. Haideți să vorbim și de fotbal, pentru că am vorbit destul de... Nu v-am mai văzut la meciuri, domnule Săvălea. Consumator, veneați destul de des, mi se pare mie, sau nu prea ați mai venit în ultimul timp? Cred că ultima oară am fost la meciul cu FCSB, parcă. E departe, da. Meciul cu FCSB. Da, am fost o perioadă, am fost plecat din țară, așa s-a întâmplat. Eu locuiesc la Cluj, după cum bine știți, și această perioadă din 2021 încoace a fost foarte încărcată pentru mine, pentru că am fost foarte mult la București. Dar merg la meciuri de câte ori pot. De exemplu, la Sibiu o să merg la meci. Cum vi se pare? New Dinamo! Aoleu, ce termen avem! New Dinamo cu jucători noi, cu jucători pentru care RTZ a semnat, am spus mai devreme. N-aș folosi așa niște etichete de astea sfărăitoare, new, old, nu știu ce. Fost în realitatea clubului mult timp. Da, ok. De acolo am împrumutat. Da, n-a fost neapărat proiectul la un succes răsunător, ca să zic așa. Cert este că se vede o schimbare în bine. Kopitch este clar un profesionist care a impus niște principii profesioniste la club. Jucătorii se comportă ca atare. Se vede că există cu adevărat un stăpân sportiv care știe să gestioneze lucrurile. Și dacă rezultatele pe teren se vor menține la fel ca și până acum, va fi extraordinar. De altfel, încă de la venirea sa s-au observat schimbări măcar în modul de gestionare a anumitor momente ale meciului sau în modul de gestionare tactic al exprimării echipei. Și de la acele meciuri, chiar dacă nu au fost niște rezultate foarte fericite la început, dar nouă ne-a dat speranțe faptul că echipa a început să se arate mai tare la joc și ați văzut că au început să și marcheze, lucru care nu prea se întâmpla, din păcate.
și cred eu că Dinamo este chiar pe un drum bun din punct de vedere sportiv. O eventuală retrogradare nedorită de nimeni din suflarea dinamovistă ar încurca ieșirea din insolvență? Nu cred că ar avea niciun fel de relevanță. Angajamentul celor de la Renovatio este clar, este ferm și eu cred că echipa va ieși... Angajamentul scris? Nu numai scris, și scris, și verbal, moral. Deci nu cred că există niciun fel de probleme și dacă echipa, Doamne ferește, într-un caz nefericit ar retrograda. Apropo de lojă, v-am întrebat, nu v-am mai văzut, ce mai face domnul Cionca? Este acționar la Dinamo, domnul Preda, ce mai știți? Dar domnul Cionca știu că aveți o relație Cu domnul apropiată. Cionca m-am întâlnit undeva la începutul lunii, ultima oară. Acum, el fiind un dinamovist convins încă din copilărie, vă spun cu mâna pe inimă că a intervenit pentru că își dorea ca Dinamo să nu ajungă într-o situație foarte neplăcută, să retrogradeze, să n-aibă bani, să trăiască și așa mai departe. Dar astăzi, după intervenția celor de la Renovatio, este și el destul de liniștit. Între ei există un anumit contact. Este posibil ca mai devreme sau mai târziu și domnul Cionca să revină și să poată participa. Dumnealui are un principiu foarte clar. Nu vrea să participe în Red & White, vrea să participe în Dinamo. Probabil că până la urmă se vor alinia planetele și n-ai de ce să refuzi niște oameni cu anumite posibilități financiare să investească când vor să o facă. Știați de această realitate a Red & White, că urmează ca Red & White să nu mai existe în actualitate în momentul în care se iese din insolvență SECE din 1948? A spus-o domnul Dan Gătăianțu aici la noi în emisiune. Da, nu știu cum se va întâmpla lucrul ăsta, dar nu știam despre treaba asta. Acționarii din Red & White să treacă în SECE din 1948? Credeți că se poate? Fiecare cu cota sa de participare din Red & White? Da. Nu știu, nu am discutat acest aspect, e prima oară când îl aud de la dumneavoastră. Da, și de Doru Indricău ne întreabă și de Sorin Preda, ce mai știți? Știu că a negociat destul de, a fost foarte aproape, a spus Dan Gătăianțu aici la noi în emisiune, că a fost foarte aproape să intre în Red & White pe sfârșitul. Nu m-am mai văzut cu el de la meciul cu FCSB despre care vă vorbeam, dar cred că este cumva ca în aceeași situație cu domnul Cionca. Sergiu Ioan, spune, te rog, Cătăline, care este un suporter, l-am avut invitat aici cu o istorie senzațională, te rog, Cătăline, să-i spui domnului Zăvoleanu că n-am uitat că, imediat după retrogradare, dânsul a fost cel care a ieșit primul și a declarat că Dinamo nu va da faliment și își va continua activitatea. Uitați, mă bucur că nu s-a uitat. Eu am învățat o lecție de mai multă vreme la fotbal. Oricum, recunoștința e floare rară, dar în cazul fotbalului e aproape inexistentă, așa că nu aștept recunoștință de la nimeni, dar mă flatează, îmi face plăcere să știu, mai ales că suporterii lui Dinamo, pentru că ei sunt cei mai importanți, țin minte și ne recunosc anumite merite pe care le-am avut pentru salvarea acestui club. Apropo de suporteri, ultima oară când ați venit la noi în emisiune, ați avut o reacție spre Elias Bucurică, președintele Asociației Peluza Cătălin Heldan și liderul galeriei Dinamoviste. Ați discutat? M-a surprins și pe mine atunci acum, pentru că relația dintre APCH și RTZ a fost solidă foarte bună. Și este și acum... A fost foarte bună, dar în momentul în care noi ne-am asumat la debutul procedurii să o luăm pe acest drum spinos și sinuos și să ne păstrăm verticalitatea și obiectivul de a salva Dinamo, în contrapartidă ni s-a promis sprijinul necondiționat al PCH-ului, care a fost până la un moment dat. În momentul în care lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat și s-au întâmplat lucruri pe ascuns față de noi, bineînțeles că nu ne-am simțit deloc bine. Cu Elias am mai vorbit odată, m-a sunat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, râzând. Trebuia rezolvat o problemă la Dinamo și m-a întrebat dacă o putem noi rezolva. I-am reiterat ceea ce îi mai spusesem și în afara emisiunii, dar trece cumva cu mare ușurință peste supărarea noastră, a mea, care există în continuare, pentru că sunt momente în care simți nevoia să ai un suport puternic atunci când sunt momente foarte dificile, iar așa cum el a simțit suportul nostru
în momentele în care era nevoie de bani sau în momentele în care era nevoie să fie luate anumite măsuri și noi simțeam nevoia să nu fim excluși de la anumite discuții sau să avem suport în momentul în care suntem atacați pe nedrept. Iată, de exemplu, momentul cu domnul Rednic, care a început să facă diverse afirmații și referitor la suporteri și nimeni de la PCH nu a ieșit să ia atitudine. Deși toată lumea știe care a fost adevărul acolo, ce s-a întâmplat, cine a salvat situația la Dinamo, nu poți lăsa să fie terfelit RTZ-ul în momentul în care știi care a fost contribuția RTZ-ului la salvarea lui Dinamo. Domnul Rednic, până la urmă, poate să spună ce-i vine prin minte, dar mă așteptam ca organizația suporterilor, printr-un purtător de cuvânt sau cumva printr-o declarație, să iasă și să ne ofere suport. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta și Elias n-a avut nicio reacție, deși i-am scris după momentul ăsta și nu a considerat necesar să răspundă. Dar probabil că el se bazează foarte tare pe faptul că noi suntem principiali și că ne vedem de drumul nostru și că Dinamo va ieși din insolvență și atunci nu simte nevoia să ne mai auzim. Nu-i port niciun fel de ranchiună, dar sunt supărat în continuare. Apropo de Mircea Rednic și vreau să vă întreb mai devreme, am vrut să vă întreb mai devreme în emisiune, nu aveți niciun resentiment față de momentul 21 decembrie? Sunt foarte mulți suporteri care întreabă, ați rămas cu asta, Zăvăleanu este cel care l-a dat afară pe Mircea Rednic. A spus-o și Mircea Rednic. Sunt suporteri la noi pe chat? Nu, noi, administratorul judiciar, am confirmat această măsură administratorului special. Măsură cu care am fost 100% de acord. Pentru că un antrenor la Dinamo trebuie să fie doar antrenor la Dinamo, nu să se ocupe de alte lucruri. Și nu vreau să intru în amănunte acum, tocmai din respectul pe care îl port lui Mircea Rednic, că a fost jucător al echipei, dar erau lucruri în neregulă, erau lucruri asupra cărora am atras atenția, am arătat că nu le înghițim, ca să folosesc așa un limbaj mai colorat, dar am fost ignorați. Nu se poate lucrul ăsta într-o procedură de insolvență aflată sub o supraveghere. Deci partea financiară aparține departamentului financiar sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar. Nu vom accepta niciodată că e vorba despre Mircea Rednic sau despre orice altă persoană. Poate sunt persoane mult mai potente financiar, cu o anumită forță, dar care nu au reușit de asemenea să se implice într-un act care nu este la dispoziția lor legală. Acolo au fost problemele noastre și nu regret absolut deloc. Asta l-a demis pe Mircea Rednic, nu rezultatul sportiv, care nu era extraordinar, să spunem. Nu, cred că din punctul de vedere al administratorului special nu a contat în primul rând asta, ci rezultatul sportiv. Pentru da, că... dar din punctul de vedere al administratului judiciar, care avea o relație foarte bună cu administratorul special, vorbim de RTZ și Iuliu Mureșan atunci. Trebuie să vă spun că aveam o relație foarte bună și cu Mircea Rednic. Mie în continuare foarte simpatic, e un tip inteligent, care știe ce vrea și ce face, dar una e una și alta e alta. În momentul în care am considerat că interesele lui Dinamo sunt afectate de interese individuale, nu am avut niciun fel de ezitare. Dar acest lucru nu s-a putut întâmpla decât în momentul în care rezultatele sportive ne-au arătat că nu suntem pe drumul celor. Care erau interesele individuale, domnule Zăvăleanu? Nu voi intra în amănunte, v-am mai spus. Deschideți o discuție. Păi nu deschid nicio care discuție. Care n-ar trebui să rămână în aer. Că nu, păi, pentru suporterii dinamoviști. Da, acum eu cred că ajunge, nu vreau să intru niciun fel de conflicte cu nimeni, mai mult decât suntem astăzi și nici măcar nu e conflictul RTZ-ului, că e un conflict raportat la Dinamo și la existența clubului Dinamo și la ceea ce se întâmplă financiar cu Dinamo, dar cert este că au fost lucruri care nu ne-au picat bine deloc și vorbesc în numele lui Dinamo, nu în nume personal. Erau împotriva interesului clubului Dinamo? Da, eu cred că da. Eu cred că da și deși am discutat deschis despre lucrurile astea, nu s-a întâmplat nimic din ceea ce am solicitat și nu puteau continua lucrurile în direcția asta. Deci, repet, nu am niciun fel de regret și momentul în care se află Dinamo în această zi, cred că îmi dă dreptate că am procedat corect. O întrebare de la unul dintre suporterii care ne urmăresc în această seară. E adevărat ce zice Rednic că PCH a fost de acord cu demisia, cu demiterea lui?
N-a avut nicio implicare pe CH, am mai spus. Absolut nicio implicare. O să vreau, mai avem foarte, foarte puțin, RTZ intervenind în cazul procesului cu Dorin Șerdean, care cere dezafilierea. Pentru Dinamo. Dezafilierea, da, pentru Dinamo. Da. Nu dezafilierea, cere dizolvarea PCH. Ce se întâmplă dacă Dorin Șerdean, este termen chiar de ziua clubului Dinamo, următorul termen, ce se întâmplă dacă Dorin Șerdean câștigă acest proces? Nu o să iau în discuție o asemenea situație, pentru că, după părerea mea, juridic vorbind, nu există o șansă și, pe de altă parte, mi se pare cumva incredibil că în timp ce clamezi calitatea de mare dinamovist, încerci să le dai în cap suporterilor acestui club. Pentru că e vorba de suporteri, fără dubiu. Dincolo de interesele personale ale domnului Șerdean, dincolo de conflictele pe care le-a avut cu cei de la PCH, acești oameni sunt suporterii clubului. Dacă încerci să le dai în cap, încerci să dai în cap clubului, pentru că fără putință de tăgadă, suporterii au ținut în viață Dinamo. Acest lucru nu-l poate nega nimeni niciodată, indiferent ce ar spune, pentru că realitatea ne spune asta. Sunt niște cifre în contabilitate pe care dumneavoastră le-ați enunțat astăzi și care sunt nu numai reale, dar sunt incredibile, pentru că un anumit număr de oameni a reușit să strângă aceste sume. 3 milioane de euro. Da, este o sumă incredibil de mare, mai ales pentru că vorbim despre suporteri nu neapărat cu posibilități materiale. Deci știu povești incredibile și dureroase despre oameni care și-au vândut ultimul animal din curte ca să poată salva Dinamo cu 1000 de lei sau cu 500 de lei. Deci de lucrurile astea n-ar trebui să ne batem joc, n-ar trebui să fie călcate în picioare, ar trebui lăsate așa, pe domnul Șerdean nu l-am încălzit cu nimic dizolvarea asociației Peluza Cătălin Hildan. Asta vă întrebam, avea un beneficiu, ce se poate întâmpla? Nu poate nimic. Vorba de niște acțiuni. Sunt oricum elemente juridice ireversibile petrecute între timp. Deci e vorba doar de un orgoliu personal, de o răzbunare pentru ceea ce s-a întâmplat pe relația dumnealui directă. Pot să-l înțeleg uman că a suferit în momentul în care a avut acele conflicte înainte de insolvență cu suporterii, dar cred că trebuie trasă o linie și oprite orice fel de astfel de acțiuni. Ați fost membru în DDB? Nu. N-ați fost. Ați intrat. Dar, ați avut acces direct la SC Dinamo, mi se poate și dar nici nu puteam fi membru DDB, că ne gândim, deși poate că n-ar fi fost un conflict de interese, dar ne gândim tot timpul la lucrurile astea. Dar cred că am acționat ca un membru de cel mai înalt rang al DDB-ului. Ați văzut poza cu Eugen Voicu de la Cluj cu cupa? Da, am văzut-o. Cum o comentați? Cred că aveți dumneavoastră o poză cu cupa aia. Da, am o poză. Cred că a fost doar un moment neinspirat, dar nu cred că e cazul să comentez eu pe tema asta. Cred că și domnului Voicu îi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, dar asta este situația. Suporterii dinamoviști au un orgoliu istoric și probabil că le este foarte greu să accepte o chestie de genul ăsta. Da, ok, până la urmă contează existența, ființa lui Dinamo și mai puțin o poză cu cupa câștigată de CFR în 2016. Sunt multe comentarii, am încercat pe parcursul emisiunii să le rulez așa pe ecran, am și citit din întrebări. Domnule Zăvălean, dumneavoastră, vă mulțumesc frumos pentru că ați venit și ați lămurit anumite lucruri și din trecut și din prezent și să vedem ce ne așteaptă în viitor. Dragilor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați, în fiecare seară de miercuri, începând cu ora 21, ne revedem la Exclusiv Dinamo. Cu mascota norocoasă și culorile iubite și pasiunea de super fan cu rivalitățile tale, cu dezbaterile tale favorite, sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!
Acest program v-a fost oferit de Superbet.